Daruri din lumea sportului pentru copii de la Centrul Constantin Pufan. În prag de sărbătoare, Clubul Sportiv Școlar Drobeta Turnu Severin le-a pregătit celor de aici o surpriză care să le facă sărbătorile de iarnă mai frumoase. Cadourile au fost aduse de viitorii fotbaliști la inițiativa antrenorilor acestora. În schimbul darurilor, copiii de la centru le-au oferit un program artistic specific Crăciunului. În prag de sărbătoare, copiii de la Centrul Constantin Pufan au primit daruri din partea clubului școlar din Drobeta Turnu Severin. Cadourile au fost aduse de viitorii fotbaliști la inițiativa antrenorilor. Tinerii sportivi le-au adus copiilor dulciuri, dar și pachete cu haine. Vrem să aducem o bucurie pe cât posibil pe echipul acestor copii minunați, copii speciali pe care cu toții îi cunoaștem și, din păcate, doar în această perioadă ne amintim de ei. Cu siguranță putem face mai mult. Mă bucur că propun pentru a veni astăzi aici și a asculta colindele lor, a venit din partea copiilor, un lucru minunat, un lucru pe care îl dorim și prin asta putem demonstra că putem fi mai buni. Este o idee foarte bună și cred că ei sunt foarte bucuroși că venim în vizită la ei. Din păcate, doar de Crăciun, de sărbători ne amintim despre ei, dar eu cred că este bine și atunci, deoarece ei sunt foarte fericiți și putem să le oferim cadouri de Crăciun și haine, deoarece nu au aceste posibilități tot timpul. Am contribuit cu haine pe care le donăm copiilor nevoiași și dulciuri de care au nevoie, pentru că ei nu au aceste posibilități. Cum ți se pare inițiativa? Mi se pare una foarte frumoasă, pentru că nu au mereu aceste... Nu au destule haine, dulciuri. În schimbul darurilor, copiii de la centru le-au oferit un program artistic specific Crăciunului. Empatia pe care ei și-au manifestat-o prin felul lor ne bucură foarte mult. Bineînțeles, gândul nostru spre dumneavoastră, spre acești copii minunați din fața dumneavoastră, este de a le transmite multă sănătate, multă fericire, multe bucurii, belșug, prosperitate și, nu în ultimul rând, binecuvântare creștinească. Să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți copii și dumneavoastră, care de fiecare dată veniți și ne bucurați cu prezența dumneavoastră. Activitatea face parte dintr-o serie de proiecte pe care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret le desfășoară în această perioadă a sărbătorilor de iarnă.